Anul acesta, Ministerul Educației a lansat procedura de licitație pentru asigurarea manualelor de clasa 1 și a 2. Editura Litera a reușit și de această dată să răspundă la fel de bine exigențelor ca și până acum, astfel încât elevii din ciclul primar, începând cu această toamnă, vor beneficia de manuale competitive. Rezultat al eforturilor unor specialiști care cred în schimbare, calitate și comunitate, creată pe baza unor informații bine asimilate. Fiecare manual este structurat în 9 sau 10 unități de învățare, organizate în jurul unei teme centrale și a unei sarcini finale. Lecțiile se concentrează pe nevoile actuale ale elevilor și propun activități relevante pentru viața de zi cu zi, legate de experiențele personale ale acestora. Scopul principal este să ofere elevilor o educație de calitate în domeniile matematicii. Activitățile propuse asigură o dezvoltare progresivă a competențelor, respectând principiile învățării prin acțiune și implicând elevii în situații adecvate vârstei lor. Fiecare unitate de învățare conține la final activități de recapitulare și evaluare care au ca scop testarea cunoștințelor dobândite de elevi pe parcursul anului școlar. De asemenea, manualele propun și metode alternative de evaluare, cum ar fi portofoliul și fișa de observare a comportamentului. Variantele digitale ale manualelor au o structură similară celor tipărite și conțin în plus numeroase exerciții interactive, jocuri, animații și filme care asigură o mai bună înțelegere a materiilor. Mai avem și o surpriză din partea citește.ro, platforma educațională cu cei mai mulți utilizatori din rândul elevilor și profesorilor din România. Dacă și dumneavoastră veți alege să predați după noile manuale Litera, veți beneficia împreună cu elevii de un abonament gratuit pe citește.ro până la finalul anului 2023. Manualele Litera reprezintă un instrument educațional cu adevărat valoros, așadar vă invităm să redescoperiți împreună cu elevii dumneavoastră. Alegeți informat, decizia va aparține.